La sfârșitul lunii trecute a fost la Chișinău ambasadorul Comisiunii Speciale al Ucrainei, responsabil de dosarul transnistrean, Păun Rohovei. A spus că Ucraina nu se va mai așeza niciodată la masa tratativelor cu Federația Rusă în problema transnistreană. Da. Înseamnă asta că ne luăm rămas bun de la formatul 5+2? Asta înseamnă că Ucraina consideră acest format cel puțin nefuncțional. Ok, dar în ce format vedeți soluționarea problemei transnistrene depinde în acest de, caz? Depinde de decizie Chișinău și altor părți care sunt prezenți la masă de tratative. Deci Ucraina nu poate să schimbă formatul prin decizie unanimă. Noi numai spunem că noi considerăm că Federația Rusă prin actul invaziei în Ucraina s-a calcat statutul ei de mediator, de intermediar și așa mai departe și a pierdut credibilitatea. Și de ce Ucraina nu poate sta la același masă cu reprezentanții Federației Ruse. De aceea, noi considerăm că acest format 5+2 nu mai funcționează. Cum se va schimba, când și așa mai departe, este un lucru care trebuie să fie discutat, în primul rând, de către Chișinău, cu toți partenerii interesați. Da, Ucraina vede acum vreo problemă legată de securitatea sa, a Ucrainei, în această, pe acest flanc regiunii transnistrene? Sigur, regiunea transnistreană este un areal unde sunt cazați militari ruși sub sloganul pacificatori. Da. Unde sunt armata așa zisă transnistreană, unde activează în mod liber servicii secrete ruse. Federația Rusă s-a declanșat un război împotriva Ucrainei și respectiv forțele militare ruse și servicii secrete ruse sunt partea în general forțelor militare ruse care activează și pe linie de front, de ce Ucraina trebuie să aibă în vedere o posibilitate, un posibil pericol, la moment este un pic mai teoretic, dar nu poate fi exclus ca ceva poate să întâmple și în această parte a lumii. De ce noi menținem și forțele noastre în apropiere ca să fim pregătiți să reacționăm în caz de necesitate. Și când a început războiul, Ucraina a un pic modificat percepția noastră față de Transnistria. Deja Transnistria este nu numai un subiect și obiect reglementării transnistriene. Problema transnistriană a devenit una dublă. Ea s-a transformat și la o amenințare potențială față de securitatea națională a Ucrainei. Pentru că acolo sunt staționate forțele militare ruse, activează în mod liber servicii secrete ruse. Și e un depozit de și este un depozit de amuniție foarte mare. Despre care nu știm nimic. Exact. De aceea trebuie luăm în considerare toate evoluții posibile în acest sens și trebuie să fim pregătiți. Și noi suntem pregătiți.